Stranierii sosiți în această vară la Corvinul Hunedoara au început cursuri de limba română. Totul pentru ca acomodarea lor să decurgă mult mai repede și mult mai bine și pentru ca ei să se simtă realmente acasă la Hunedoara. Fotbaliștii își doresc să fie tot mai buni și nu doar pe teren, ci și în viața de zi cu zi pe care și-o petrec acum în municipiul de Pecerna. Le mulțumim pentru deschidere și disponibilitate doamnei directoare Dana Vișovan și colectivului de profesori de la Școala gimnazială zială numărul 1. Aceștia se vor asigura că Predrag, Cristian, Mehdi, Ciocvu, Jimmy și Odejobi o vor comunica mult mai ușor și sperăm noi cât mai fluent în limba română, au transmis reprezentanții F.C. Corvinul Hunedoara. Perioada încărcată este și pentru Ștefan Daniel Lefter, tânărul portar al Corvinului, care înaintea sesiunii de antrenament a luat parte și la ceremonia de deschidere a noului an universitar la Facultatea de inginerie din Hunedoara, ale cărei cursuri le urmează începând cu acest an.